Ți-aș săruta mâna, dar nu pot pentru că, pentru că legile nu ne lasă. Stai așa ușor, te rog frumos, să-mi fixez și eu prăjina. Dacă te rog să vii un pic mai lângă mine, mă ajuți, sărut mâna din suflet. Te pupăm, sărut mâna și mulțumim că, că ești alături de noi în gala Ajut Eu. Spune-mi, te rog frumos, mi-am făcut așa câteva întrebări pe care vreau să le adresez tuturor invitaților. Dacă ți-amintești prima oară când cineva te-a ajutat substanțial, semnificativ în viață, dacă poți să ne spui frânturi din poveste și cum o cheamă pe persoana respectivă. Evident că mi-aduc aminte de foarte multe persoane care m-au ajutat, dar uite, mie mi-este foarte, foarte dragă o poveste anume și mai exact se referă la o persoană pe care eu am întâlnit-o când m-am mutat din Ardeal, da, am venit de la Cluj, frumos, prima dată în București. Căutam atunci chirie, vizionam apartamente, în fine. Această doamnă era agent imobiliar. Pur și simplu m-a plimbat prin tot Bucureștiul, după care m-a invitat la masă, m-a ajutat, îmi arăta locuri, vizitam împreună lucruri ca să mă acomodez. Și evident am găsit locuința pe care mi-o doream și într-un final am întrebat-o, cumva șocată fiind eu ardeleancă, venită în București cumva cu garda sus, că noi ardeleni știi cum e, când vii și te muți în București, no, să le luăm pas cu pas pe corect, toate, corect, da? Corect, corect, corect. Că vii în capitală. Și cred că e și un șoc pentru un ardelean să vină în capitală. A fost cumva un șoc și să întâlnesc atâta bunătate chiar din primele săptămâni, chiar din primele zile. Și am întrebat cum aș putea revanșa pentru bunătatea asta, pentru mâna asta, mai mult decât ajutorul propriu-zis în sensul de facilitarea unei închirieri, ci pur și simplu de o încredere personală. Da, de o încredere că lucrurile vor decurge bine de acum înainte. Și atunci, doamna Rodica Isar, pentru că acesta este numele ei, dar acum este plecată în străinătate, mi-a spus, Andreea, nu trebuie să te revanșezi față de mine cu nimic, ci trebuie doar să dai mai departe în momentul în care cineva din preajma ta va avea nevoie de ajutor. Pentru că și eu, când am fost prima dată în Canada, în Montreal, și căutam locuință, tot așa am dat peste un român care m-a ajutat și mi-a dat încredere că lucrurile vor funcționa bine dacă îți deschizi inima. Și atunci și eu l-am întrebat, ce să fac să mă revanșez? Și mi-a zis, Rodica, nu trebuie să faci nimic. Dă mai departe când va fi momentul. Cumva eu povestesc experiența asta de când am ocazia, pentru că e atât de simplu cumva să faci bine sau să îți deschizi inima, să ai încredere și să dai mai departe. Uite, mie mi-a rămas la suflet foarte frumos povestea asta. Tu îmi spuneai, da, sunt foarte mulți oameni care m-au ajutat pe parcursul timpului și în carieră și în plan personal, dar cumva povestea asta îmi rămâne și e proaspătă pentru că este și în spiritul a ceea ce se întâmplă astăzi prin gala Ajut Eu, care adună oameni, știi, cu puțin, cu puțin, de la puțin, fiecare. Puțin cu puțin se face mult, corect, Andreea. Dar e atât de mult pentru unii, nu neapărat în lucruri materiale, știi? Pentru că pot să fie oameni cărora să nu le lipsească nimic. Nimic, corect. Știi? Material. Dar problema să fie altundeva. Dar să aibă nevoie de un mulțumesc sau cred în tine. Poți. Tu la Observator vezi și foarte multe lucruri. Multe lucruri. Da, bună, vreau să te salut și eu. Bună, ce faci? Am zis să vin și eu puțin așa, să fiu pe online prezent. Te-ai întors, ai un microfon al tău, da? Te rugăm să nu-l mai atingi pe acesta, dacă se poate. Și am zis să vin să mai apar în online, că e foarte bine să fim în online. Păi, da, așa stai pe scaun ca să te vezi că e camera un pic mai sus, știi? Păi nu, dar stării stai la coadă, vrea și el să, că are de pus cartofii și ciorba la fiert, păi, și să grăbește omul acasă, ce? Mai are de compus încă niște melodii, de scris niște texte pentru televiziune, de văzut niște jurizări la... Poți să-l invici pe el? Nu sunteți certați. Nu, nu-l suport. Florin, te rog frumos, intră un pic și atent. Deci... Da, ce onoare, dar ce onoare. Trebuie să stăm la distanță. Mai bine așa distanță. Bă, trebuie să-ți mărturisesc ceva. Îți mulțumesc că ai venit.
Doar că astăzi e gala Ajut Eu, Cosmin Sele, și doar ce a spus ca oamenii să nu-ți dea follow. Să nu-mi dea follow, doar am prea mulți. 10 și like și subscribe. Are foarte mult. Da, nu? Să mai cedeze. Nu, e invidios că de când s-a apucat de cântat, nu mai sunt cântări. S-a apucat și el și s-a oprit la cântat. Abia aștept să văd ce piesă scoți acum, că o scoți. Ce scoți? Zadar. Ca majoritatea de până acum. Exact. Da. Gata. Avem o domnișoară. Florin, te rog frumos să iei loc. Cosmin, dacă se poate să stai în picioare, că e la fixe și la înălțime cu toată lumea. Încă glumele astea cu înălțime? Doar ce am întrebat-o pe Andreea și vreau să deveniți și voi serioși, chiar dacă sunteți plini de viață și foarte, foarte pozitiv, exact așa cum sunteți și în emisiunile pe care le prezentați sau jurizați. Felicitări pentru tot ceea ce faci, Florin, ți-am și scris, îmi place foarte mult. Vreau numele persoanei care v-a ajutat și v-a rămas în cap la un moment anume. Și vreau și un pic din context, cât vă puteți voi rupe din inimă să spuneți, pentru că poate sunt povești delicate. E prea serios. Hai mă, zi că te bag cu prăjina asta. I-ai dat mesaj lui Ristei și ți-a răspuns la mesaj? Da. Wow. Da, să știi că a fost, a fost expeditiv. A fost expeditiv, nu. Nu, n-are timp. N-are timp. E ocupat. Bun, așteptăm o poveste, lăsați-o. Poveste. Orgoliile, vă rog frumos. Am tot orgoliu pentru el, felicitări pentru poveste. Dacă ar fi rapid să zic un nume care m-a ajutat foarte tare în cariera muzicală, când am venit la București și m-am mutat de la Galați la București pe Bac și am început cu trupa Marfar. Vali Neamțu a fost unul dintre oamenii, toboșarul trupei Marfar, dintre oamenii care m-a și ghidat, m-a și învățat disciplină în trupă și profesional și cum să mă port ca om într-un context, da, pe locuri. Și da, unul dintre oamenii care a contat în educația mea, să zicem, și muzicală și personală de la București încoace. Și dacă ar fi să mă gândesc totdeauna în asta, profa mea de vioară de când aveam 7 ani, ea i-a zis mamei: băiatul ăsta cred că se poate să cânte. Și mama a zis: nu o lăsați, că e mai bine cu, înainte cu instrumentul. Înainte de amicii asta, înainte, da? Da, la 7-8 ani. M-a dat la vioară maică mea că a zis: băiatul ăsta săracu n-are niciun talent, nu cântă cu voce, hai să-l dăm la vioară. Și profesoara de vioară i-a spus: doamna Rucher, să rămână din Galați. Wow. Da. Florin, cu tine o să vorbim mai mult și mai încolo, pentru că tu ești și un susținător anului caz. O să-l întreb și pe Cosmin, cel care ne-a deranjat această superbă poveste alături de Andreea, numele și celui care te-a Cosmin ajutat. Cosmin Sele și 40. Deci tu te-ai ajutat singur, cum s-ar spune. Scuze, am crezut că vrei să vă spun. Când a fost mai greu, ai avut nevoie de o mână de ajutor? Da. Ai întins-o singur. Nu. Cine m-a ajutat și m-a marcat, dacă mă întrebi așa, în cariera mea, de exemplu, profesional, cum vorbea și Florin. În primul rând a fost Ana Mărgineanu, regizor de teatru, cu care am avut și am făcut două spectacole, trei, cred că, minunate, cu care am cutreierat toată lumea și datorită ei și a unuia din spectacolele ei, eu am o cronică în The New York Times. Da? Și mai multe realizări pe plan. Mulțumim foarte mult. Sperăm ca toți cei care citesc New York Times să-ți dea follow. Probabil vei avea foarte mulți urmăritori. Rămânem alături de Andreea. Și eram acolo unde îți spuneam înainte de a termina, Andreea, că sunt sigur că tu la Observator te întâlnești cu foarte multe povești impresionante. Și voiam să te întreb dacă oamenii îți cer ajutorul în mod direct, dacă te implici instant sau încerci să verifici un pic despre ce este vorba și dacă și oferi ajutorul pe platformele tale de social media. Da, sunt foarte mulți oameni care ne scriu și ne cer ajutorul pentru că își pun speranța că poate prin intermediul presei, da, prin intermediul știrilor, poate avem mai multă putere să aducem în atenție anumite cazuri sau să grăbim într-un fel lucrurile. Cred că cumva suntem o întreagă echipă la Observator care încercăm să facem lucrurile să funcționeze. Acum, din postura de prezentator de știri și mai puțin de reporter de teren, mi-este puțin greu să mă mai implic în mod direct. Însă am făcut lucrul acesta de fiecare dată când am avut ocazia, în timpul în care eram reporter de teren, și chiar am avut campanii de presă în cadrul cărora și cu ajutorul cărora am pus umărul la schimbarea destinelor unor oameni. Ați mutat mulți, aducem un pic de bine în viața lor. Da, da. Foarte frumos. Mulțumim, Andreea. Pe Andreea o vedeți în fiecare zi la Observator între 12 și 14 cu foarte multă energie.